Bună dimineața! Astăzi am venit să văd ce face Alina Pușcău ca să arate atât de bine, să aibă corpul perfect pentru vară. Bună dimineața, Alina! Bună, bună! Cu ce te relaxezi și ce îți faci să arăți atât de bine? Mă relaxez cu un aparat foarte important care este adus din America aici și este un aparat care ajută la celulită, să te menții bine, să-ți pui picioarele în formă, să arăți bine pentru bara asta, când aproape s-a terminat. Ce beneficii are acest aparat, să ne spună specialistul aici de față? Ajută la remodelarea corporală, ajută la tunfiere, la elasticitate și la scăderea în centimetri. Ce zone putem lucra cu acest aparat? Putem lucra orice zonă. Putem lucra zona coapselor, putem lucra chiar și gușa, brațele, chiar și gambele se pot lucra. Ai un rezultat într-un timp foarte scurt, ca și ședință se face una la două săptămâni. În acel interval de două săptămâni el încă lucrează și rezultatele sunt mult mai rapide. Foarte multe vedete de la Hollywood îl folosesc și la noi este foarte căutat ca și tratament. Cât de des obișnuiești să-ți faci astfel de tratamente, Alina? Eu călătoresc foarte mult și când sunt în țară, tratamentele astea se fac o dată sau de două ori pe lună, dar eu când am posibilitatea să vin în România, vin aici și fac toate tratamentele, de la față, de la corp, orice se poate face, fac pentru înfrumusețare. Sunt curioasă, Alina, dacă ți s-a schimbat statusul. Ești într-o relație acum? Ah. Altă întrebare? Nu, suntem foarte curioși, cu siguranță cei de acasă, partea masculină așa e curioasă să afle dacă ești sau nu într-o relație. Nu sunt într-o relație. Ah. Dar te-ai gândit ceva la răspuns? Pasul pe care îl fac, următorul pas pe care vreau să-l fac, vreau să am familie și vreau să fiu într-adevăr să se întâmple foarte repede. Și îți mai dorești 4 copii? Că așa ai declarat, da, la momentul. Da, mai doresc 4 copii. Și anul ăsta se va întâmpla. Anul ăsta. Ai planuri mari? Da, am planuri mari. Dar cum vrei să fie el? El? S-ai gândit fizic? Ai vreun tipar fizic? Nu, este... Nu știu, ceva care vine dinăuntru, conexiunea pe care, energia pe care o simți cu persoana respectivă. Cred că nu este foarte important cum arată. Și sufletul? Sufletul, bineînțeles, number one. Să fie cineva care te face să râzi tot timpul. Asta... Să aibă simțul umorului. Da, foarte important. Și cel mai important. Și să fie familist? Bineînțeles. Ai fi dispusă să faci compromisuri pentru el? Depinde ce fel de compromisuri. La ce ai renunțat? Din dragoste, evident. Singurul lucru care trebuia să renunț în toți anii ăștia, trebuia cariera și niciodată n-am renunțat. Dar acum gândesc altfel și vreau lucrurile altfel. Adică poți să ai... Cea mai mare carieră este familia. Și dacă poți să ai o familie, ai cea mai... Din ce am înțeles eu, este cea mai importantă carieră.